Obrăznicia lui Marius Lăcătuș a revoluționat fotbalul românesc. Acestea sunt cuvintele lui Ladislav Goloni, cel ce era liderul național al României atunci când Lăcătuș a apărut în fotbalul mare. Pentru a-și depăși complexele, fotbalul românesc avea nevoie de un rebel. Și el a apărut vișelios acum 20 de ani. Pare de neconceput când vorbim despre simbolul stelei, dar prima echipă care a fost aproape să-l ia de la Brașov pe Lăcătuș a fost marea rivală a echipei din Ghencea. A fost vorba despre Dinamo. Probabil felul meu de a fi, modul în care mă comportam pe teren, a făcut pe cei din Ștefan cel Mare să răzgândească, pentru că, din câte am înțeles eu, aveau nevoie de jucători care să nu aibă un asemenea comportament cum l-aveam la acea oră pe teren, chiar dacă eram la începutul drumului. Steaua a profitat imediat de renunțarea lui Dinamo și l-a transferat pe Lăcătuș. Emeric Enea a știut să îmblânzească fiara și să-l transforme într-unul din starurile Europei. Am jucat noi cu FCA deci primul joc. În primul minut am început noi jocul, mingea la Lăcătuș din, de la Pițurcă. A venit fundașul respectiv, l-a atacat și el cu două picioare a sărit în el. Sigur că imediat, targa, afară, jucător, nu, n-a fost chiar atât de accidentat. Și atunci chiar în fața mea s-a întâmplat treaba asta pe banca de antrenori, în fața băncii de antrenori. Atunci am spus, Marius, dacă se mai întâmplă așa ceva, te scot din teren. Au trecut 4 minute. Și din nou. Și atunci am spus, ieși afară. După meci, sigur că era un puștan de 19 ani. Și era foarte supărat. Și l-am întrebat, de ce e supărat? Și păi, Naemi, zice, nu m-ai lăsat nici 9 minute când boxează boxerii. Zice, numai 4 minute m-ai scos din teren. Asta este Lăcătuș. La numai 20 de ani, Lăcătuș a fost un jucător de referință al legendarei echipe care a cucerit pentru Steaua Cupa Campionilor Europeni. În cel mai tensionat moment din istoria fotbalului românesc, executarea penaltilor din finala de la Sevilla, tupeul unui adolescent a făcut diferența. La un moment dat, îl schimbasem pe Pițurcă. Deci el nu mai era în teren și trebuia să-l înlocuiesc. În teren apăruse Iordănescu. Lui Iordănescu i-am spus, bați tu, puiule. Mi-a spus, Naimi, numai asta să nu-mi cere, zice, pentru că eu dacă ratez și sunt antenor, și antenor secund, ar fi groaznic pentru mine. L-am înțeles și am spus, bine. Atunci am vrut să-l aduc înainte, deci pe locul 3, să-l aduc pe Bărbulescu. El a spus, nu, locul 4, Iovan, nici el, locul... Am vrut să bată Radu 2, care intrase în locul lui Pițurcă, și el era un bun executant al întregimentului. El a spus, nimeni, nici nu m-am încălzit bine, îmi tremură picioare, nu pot să bat. Și atunci a venit Lăcătuș cu Barit la mine și mi-a spus o vorbă extraordinară. Lăsați că batem noi, deci Lăcătușii cu Barit, că o să fim noi campioni Europei și dumneavoastră o să fiți antenorul Europei. Mi-am luat inima în dinți și văzând execuțiile celor doi dinainte, am hotărât să trag tare, nu m-am gândit să dau plasat, așa cum au bătut Loții și cu Majarul, care erau cei mai buni executanți ai noștri la 11 metri. În anii care au urmat, când Steaua a reușit să se mențină în topul fotbalului european, Lăcătuș a făcut împreună cu Hagi un cuplu de vis. Liderul echipei din Ghencea, Valentin Ceaușescu, spera să ofere șansa acestui cuplu să joace împreună Milanului Berlusconi. Între timp însă Lăcătuș devine un star și pentru națională. Selecționat în premieră de Lucescu, Lăcătuș va deveni cu adevărat extrema naționalei sub conducerea mentorului său de la Steaua, Emeric Enei. Legendarul șeptar face meciuri memorabile cu mari echipele Europei, Portugalia, Spania, Italia, totul culminând cu meciul care a readus după 20 de ani România la campionatul mondial, cel din Ghencea cu Danemarca. La Copa del Mondo, Lăcătuș l-a întâlnit pe vechiul său client, Dasaev, portarul Uniunii Sovietice, pe care îl învinsese și în meciurile Steaua Spartak Moscova din Cupa Campionilor. A fusesem un început de meci foarte ezitant. În minutul 30, cred că Naemi chiar se gândea dacă să mai rămân în teren sau nu. Dar aceasta este șansa unui jucător. Am marcat și după aceea, încet, jocul a început să meargă. Cu un Lăcătuș excelent și în marele meci cu Argentina, România s-a calificat în premieră în optimile Cupei Mondiale. Marele regret al lui Emeric Enei rămâne faptul că nu l-a putut folosi pe Lăcătuș în meciul cu Irlanda din optim, golgheterul său fiind suspendat. Au urmat transferurile în străinătate la Fiorentina și Oviedo, unde însă Lăcătuș nu a confirmat clasa sa. În 93 s-a întors acolo unde s-a simțit întotdeauna cel mai bine, la Steaua. Dezamăgirile continuă însă, selecționerul Iordănescu neluându-l în Statele Unite la Cupa Mondială din 1994. Dacă aș spune că nu m-am supărat, aș minți. Normal că m-a nemulțumit faptul că nu am putut participa alături de colegi la
campionatul mondial din Statele Unite, dar cu domnul Iordănescu a rămas în continuare în relații foarte bune. Așa a gândit la ora aceea, vă dați seama, acum sunt și eu antrenor, poate și eu la rândul meu acum voi nemulțumi unui dintre jucători, dar viața merge înainte. Este o mare nedreptate care s-a făcut, care poate fi comparată cu nedreptatea care i s-a făcut lui Dobrin în 1970, când n-a fost lăsat măcar să bifeze un minut, dacă nu să joace un meci la campionatul mondial din Mexic. El a revenit în țară din străinătate în 1993 toamna și a prins un sezon bun, poate nu cel mai bun sezon post-revoluționar, dar a prins un sezon bun. Și dacă mă gândesc acum la lotul care a făcut deplasarea la World Cup în 94, cred că Lăcătuș avea locul lui acolo, pentru că au fost 4-5 jucători, dacă rețin, care doar s-au antrenat cu lotul, au dormit cu lotul, au mâncat cu lotul, dar nu a intrat niciodată niciun minut pe teren. Lăcătuș a continuat să strălucească pentru Steaua, cu care a jucat de 3 ori consecutiv în UEFA Champions League. În ultimul său an la Steaua, Lăcătuș a condus această echipă până în turul 3 al Cupei UEFA, ultima performanță notabilă a unui club românesc. Aceste meciuri laurea adusă națională pentru care a jucat la Euro 96 și Cupa Mondială din 1998. Lăcătuș rămâne însă în primul rând simbolul Stelei. Cupa Campionilor, Supercupa Europei, peste 70 de meciuri în cupele europene, 10 titluri de campion și 6 cupe ale României. Fiecare suporter al Stelei simte că niciodată vreun jucător al acestei echipe nu va mai strânge în Ghencea gloria pe care Marius Lăcătuș a cunoscut-o la acest club. Pentru mine Steaua a fost și va rămâne întotdeauna în sufletul meu, pentru că am avut, ca să spun așa, cele mai bune rezultate ca jucător. Datorită poate Stelei am ajuns să joc și în echipa națională, datorită Stelei poate am ajuns să joc și în străinătate, până evoluțiile pe care le-am avut în competițiile internaționale, și eu n-am decât să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut, atât conducere, toți oamenii care erau, activau în cadrul clubului Steaua, colegilor de echipă, antrenorilor tuturor. Steaua a însemnat și înseamnă foarte mult pentru noi.